unde v-am găsit, ce aveți de curățat? Ăla e un coș, ăla e un coș, da. Inițiativa coșarului le-a făcut o mare bucurie unor femei bătrâne din Piatra Neamț. Din buzunarul lor nu și-ar fi permis să plătească serviciile hornarului. Scoatem coșul ăsta, da? Scoateți, vă dărâm și peretele, acum ați vedeți. Da, lasă că reparăm tare din bun. Nu mă las așa, că singură. Da, v-a ajutat mult coșarii că au venit astăzi la dumneavoastră. Da. Vă dă Dumnezeu sănătate, cu oameni buni. Priceput la toate, specialistul în curățarea hornurilor a reparat unei bătrâne și o scară, iar colegul său a lipit soba veche. E un coș dificil ăsta? E cam la toate casele care nu-și pot permite un coș. Își rezolvă treaba pentru moment, dar necesită curățare mult mai des față de normele de la pompieri, care prevăd că coșurile și instalațiile de încălzire se curăță anual sau ori de câte ori este nevoie. Inițiativa a fost lansată în presa locală, unde coșarul și-a pus la dispoziție și numărul de telefon. L-am chemat pentru că a vrut să vină și mi se pare o inițiativă nu doar lăudabilă, e puțin spus lăudabilă, pentru că sunt bătrâni singuri care trăiesc dintr-o pensie foarte mică și nu își pot permite să plătească. Și, de fapt, cred că e ultimul lucru la care se gândesc. Când ai să-ți asiguri un sac de porumb pentru 3 găini și mai ai și o pisică și mai ai, te gândești întâi la ele și apoi abia la tine. Iar coșul de fum este un lucru foarte important și vedem că în fiecare an în județul Neamț și nu doar în județul Neamț sunt sute de incendii din cauza coșurilor înfundate. Și oamenii cam neglijează aspectul ăsta, iar domnul colonel Stoica a avut o idee foarte bună și îi mulțumesc și eu pentru că s-a gândit la acești oameni care au nevoie și nu-și permit. Coșarul Ioan Stoica este colonel în rezervă și a lucrat la detașamentul de pompieri din Piatra Neamț. Cunoaște foarte bine efectele necurățării hornurilor și îi sfătuiește pe oameni să evite situațiile care ar putea duce chiar până la pierderea vieții din cauza unor amănunte. Am găsit un șibăr pe canalul de legătură între sobă și coșul de evacuare a fumului. De regulă, cetățenii îl țin pentru a păstra căldura mai mult în sobă. Practică total greșită, pentru că cahla de teracotă în interiorul ei are o piatră de râu sau o șamotă lipită cu lut. Ea, dacă s-o încălzi, se răcește foarte greu. În schimb, dacă noi punem această tablă ca baraj să nu mai iasă căldura, pe canalele de fum din interiorul sobei mai există gaze toxice, monoxid de carbon. El, neputând ieși pe coșul de evacuare a fumului, își face contratiraj și iese. Dar pe, că nu era închis de tot, numai pe jumătate îl punem că bate vântul ca să fie curent. Eu vă sfătuiesc să renunțați complet, pentru că dacă monoxidul de carbon intră în cameră, moartea cu monoxid de carbon este plăcută, dulceagă, de mai mare drag. Dar să le fa foc. Aici atrage curentul pe ușă, nu-i termopane. Marie, deci am scos în activitate de pompier mai bine de 10 oameni morți. Știu, am văzut destul de cazuri la Glezor. Și atunci vreți să păziți și voi? Aici trece aerul pe sub ușă. Operațiunile nu au fost foarte complicate, însă apreciate foarte mult, mai ales că au fost gratuite. Foarte bine, da, foarte bine. Foarte bine, un lucru foarte bun, care asta este foarte greu, nu se poate oricine urca pe acoperiș. Așa că dumneavoastră... Ar fi costat și destul de mult acum. Da, că dumneavoastră vă sunteți specialist. Da, văzând campania care de la nivel național de curățenie generală a României, m-am gândit că și curățarea coșurilor și a sobelor, în special a celor pe bază de combustibil solid, este deosebit de importantă. În primul rând pentru a nu polua atmosfera, în al doilea rând pentru a nu fi un pericol real de incendii.
Noi, Coșare, împreună cu pompierii, luptăm pentru eradicarea cauzei de incendiu provocate de coșurile și sobele de evacuare de căldură, cu sau fără acumulare de căldură, care în topul cauzelor de incendiu ocupă locul 2 la nivel național. Și atunci căutăm pe toate căile ca să reducem, dacă nu să eradicăm această cauză de incendiu. Dar, din păcate, la noi mai există mentalitatea că merge și așa, dar poate nu s-a întâmplat la mine, e, las pe la anul, oricum nu e fundat așa tare. Deci, noi, ca nație, ca români, suntem pe primul loc în lume, ne-a ne justifica că nu vrem să facem ceva. Găsim atâta motivație încât chiar și noi credem. Dar pericolul planează tot timpul asupra gospodăriilor cetățenilor. Anul trecut, pompierii nemțeni au fost solicitați la câteva zeci de intervenții pentru stingerea unor incendii provocate de necurățarea hornurilor. Coșurile necurățate au dus la pierderea mai multor vieți omenești.